Bine v-am găsit în anul 2023. Ei bine, tot am vrut eu, având în vedere că a venit iarna, să particip la o partidă de câteva ore pe lac înghețat, la Copcă, și uite că abia în data de 11 februarie mi s-a apărut șansa, deși gheața nu e foarte groasă, undeva vreo 6-7 cm, e suficient să ne țină. Sunt cu un prieten, am decis să facem o distanță între noi, să fim în siguranță, mai ales că astăzi a apărut la știri moartea unui jurnalist sportiv care, mă rog, el nota pe sub apă. Deci, prietenul meu e partea aia, eu voi fi aici, voi face 3 copci, el o să facă vreo 4-5 mai încolo. Vom încerca să pescuim la peștișor viu, avem acolo un găleat de peștișor viu, carașei, și o să băgăm și vierme și râmă. După cum se vede, e o atmosferă frumoasă, soarele pe cer, ora 1 amiază. Da, deși au fost temperaturi foarte joase pe timp de noapte, minus 12-13 grade, e destul de mare noroiul, adică nu știu, parcă nu a înghețat suficient de mult pământul. Și uitați aici la intrare în apă ce umezeală îi, deci dacă se încălzește, să avem grijă când ieșim să nu ne udăm. Apa nu e foarte mare aici, undeva de un metru. Pârâie gheața. Up! Mamă! Ce pârâie aici, gheața! N-are nimic, nu, hai că eu stau un pic mai la margine. Da. Da. Tot pârâie gheața pe aici, pe unde sunt, uite, deja s-a fisurat pe aici, prin partea asta. Haideți să vedem. Da, cam atâta gheața, exact cum am zis. Da, am aici niște viermi. La copca asta voi lăsa așa. Voi nădi aici chiar în copcă cu niște viermișori. Apa măsurată are 1,30 m în zona aceasta. Deci având în vedere că am peste 1,90 m, nu e niciun fel de problemă de enec. Vezi că molul are vreo 80 de centimetri. Nămolul, da? Ok. Și prima flutăreală pe anul 2023, Doamne ajută! Mai am acolo 2 copci. Acolo voi băga peștișor. Da. Am băgat aici un cărășel sălbatic,
Și am făcut adâncimea cam un metru. Peștele foarte vioi. Și e perfect. O să bag și cealaltă. Da, mă duc, deci în partea aia vreau să spun că pur e gheață de numai cum calc, deci o să încerc să fiu cât mai la la margine coace, să nu pur e foarte tare. Da, cine s-a gândește că sunt temperaturi de 3-4 nopți cu minus 12 și gheața e abia atâta. Și am întocmit și cea de doua montură. Adâncimea cam un metru, având în vedere că apa are cam un metru jumătate. Hai să intrăm. Peștișorul în oată. Așa. E bun. Mamă! Dacă ne urmă așa pe lângă mare, mai bine pe mijloc. Ia mai bine pe mijloc, da, într-adevăr. Da. Important, carașii sunt vioi, să văd cum mișcă la plută. Acum, na, noi am ieșit. Chiar am vrut să fac de multă vreme o partidă la, de câteva ore pe copcă. Deși mașina a lăsat-o departe, n-am mai apucat să ne aducem și un scaun. Astăzi vom sta în picioare. Liniște și pace. Dacă prindem un biban sau o știuculiță, e de bine. Dacă nu, vom prinde cu siguranță anul acesta. Fără doar și poate. Da, suntem deja de vreo jumătate de oră. În continuare, peștișorul e foarte activ. Poate prostește, vreau știu că să-l înhațe. La plută încă nimic. Luke? Da. Cred că-l las aici. Stormiți. Ok. Așa pe post amestec. Da, avem aici niște red. Ne-a rupt polonicul. Cu aromă de larvă. O să aruncăm niște praf. Am uitat găleata să o luăm. Să facem nadă, o să aruncăm niște praf acolo în copul. Poate reușim ceva roșioară sau bibănel să prindem. Facem o supă aici. Facem o supă aici în copcă. Deja au trecut ceva vreme pe lac, n-am reușit să luăm nimic, însă vom lua un lucru foarte bun și sănătos. Niște ceapă cu roșii și cu de-a legurii, slănină și tobă și șunculiță. Soarele nu mai este pe cer, vom mai sta și noi circa vreo oră. Între timp am mai venit în partea ceva pescari îndrăsneți ca noi. S-au dus după colț. Da. O să servim aici o masă, stăm la depărtare unul de celălalt să nu ne trezim în apă și așteptăm. Poate că o să, între timp am schimbat copca de acolo, am făcut aici, am mai schimbat, am mai făcut niște copci. Sperăm să apară ceva roșoară, bibănei. Așadar, dragi prieteni, se pare că astăzi, deci prima pescuială pe 2023, nu arată să fie cu pește. A fost bună dispoziție, a fost soare, de ceva vreme nu mai este nici soare.
s-a și răcit, că apa care era pe lângă copcă a început să înghețe. Am mâncat, am vorbit, ne-am distrat, am încercat să pescuim la peștișor viu, la râmă, la vierme, dar fără rezultate. Rămâne să ne vedem data viitoare, să aveți fire întinse pe anul 2023 și vă salut!